Ați spus de nenumărate ori că veți vota dumneavoastră și îndemnați și pe alegătorii dumneavoastră să voteze împotriva lui Igor Dodon. Pentru cine ați votat astăzi? Contra lui Dodon? Dar dacă v-am spus că voi vota contra lui Dodon, cum poate fi interpretat? Păi nu sunteți fanul Maiei Sandu. Eu am spus că votez contra simbolul corupției Republicii Moldova, Igor Dodon. Și asta am făcut-o cu mai mulți colegi în toată țara. Vreau să mulțumesc la toată echipa că am implicat din partea partidului nostru peste 1000 de persoane ca observatori și voluntari în acest scrutin electoral. Am acumulat mai multe probe și semne de falsificări în toată țara. A fost o zi bună. Este important altceva, Sorina, că cetățenii din Republica Moldova, necătând la toate fake-urile, provocările, atacurile din interior, exterior, s-au unit contra simbolului corupției, culoc Dodon. A fost un culoc boțit, eu l-am boțit cum am putut, și până în primul tur, și după primul tur. Și astăzi deja Igor Dodon a devenit un culoc corupt. Și dacă Dodon a devenit un culoc corupt, asta înseamnă că cetățenii care vorbesc în diferite lei, locuiesc în diferite localități din țară, s-au unit contra corupției și cel mai important, pentru alegeri parlamentare anticipate. Da, că Dodon a pierdut prezidențiale este primul pas, dar pasul numărul 2, Republica Moldova are nevoie de alegeri parlamentare anticipate pentru a distruge acest sistem afiat corupt. El nu poate fi reparat, el trebuie să fie distrus. Domnule Usatăi, dar nu credeți totuși că mesajul dumneavoastră nu a fost înțeles tocmai corect de electoratul dumneavoastră? Și de ce vă întreb asta? Pentru că haideți să ne uităm un pic pe cifre. La Bălți, în proporție de 61% s-a votat pentru Igor Dodon și doar 38% dintre alegători au votat pentru Maia Sandu. Bălți este orașul în care dumneavoastră sunteți primar. Nu este 38, dar este 39, dar altceva vreau să vă spun. În primul rând, în Bălți locuiesc mai mult vorbitori de limba rusă. Doi, Maia Sandu a avut un rezultat de 14% în municipiul Bălți, ceea ce am încercat să explic cetățenilor, cu toate fake-urile care, știți cum, erau pro-Dodon, mă refer că va fi interzisă limba rusă, va fi interzisă sărbătoarea Ziua Victoriei 9 mai, că într-un an va fi unirea și Bălțul va dispărea de pe harta globului pământesc. Deci toate aceste prostii, plus ieri colegii mei au reținut un grup de socialiști, că deja ei au mers ieri cu sute de cereri prealabile pentru urna mobilă și la asta nu s-a reacționat. Deci poliția, pot să vă spun că n-a făcut absolut nimic ce ține de și cecul împreună cu poliția pentru a bloca acest fără de lege. Dar dumneavoastră nu vorbiți doar de Bălți, avem primari practic în tot Nordul. Dar, și doamna Maia Sandu... Usată, eu mă uit la Fălești, iarăși este raionul de unde sunteți dumneavoastră băștinași și care în primul tur de scrutin v-a votat masiv pe dumneavoastră. Acum la Fălești, mai bine de 55% dintre alegători au votat pentru Igor Dodon și doar 44% au votat pentru Maia Sandu, deci nu v-au ascultat. Mi-așa-mi place cum dumneavoastră puneți întrebarea. Doar 44%. Maia Sandu în primul tur o câștiga doar în Risipeni, în satul ei de Baștină. În restul localităților eram pe primul loc. Și dacă erați dumneavoastră, dar dumneavoastră v-ați îndemnat alegătorii să voteze împotriva lui Igor Dodon, iar ei au votat pentru Igor Dodon, în mare parte. Nu sunt de acord cu dumneavoastră categoric, deoarece vă uitați după numărul de voturi care au fost în turul 1 și turul 2 și o să vedeți. Eu nu cer medalii, Sorin. Eu astăzi, pentru mine era important să distrug sistemul. Cum până acum se făcea? Oamenii erau divizați în pro-europeni, pro-ruși și pe asta s-a mers în toate alegerile care au avut loc în ultimele 30 de ani. Și astăzi, că doar datorită mie și colegii din partidul nostru s-a rupt malul, că deja noi am convins că nu contează cine este oponentul. Important contra cui mergem. Și în nordul țării, doamna Maia n-a avut niciodată așa rezultate. Trebuie și Glodeniu, și Drochea, și restul localităților. Sângerei, uitați-vă cum a votat. Domnule Usată, în cazul în care totuși câștigă Maia Sandu, dar deja este aproape clar că așa va fi, la ce vă așteptați în continuare pe arena politică? Eu mă aștept că dumneavoastră să fie corectă, să nu divizeze cetățenii în ruși, români, moldoveni, găgăuși, bulgari,
și restul de partea practică să ajungem la anticipate, o să mă ocup eu, vă asigur că o să fie bine. Igor Dodon, important că a trecut astăzi, deja este în partea partidelor vatamate, celor care nu mai vrea alegeri anticipate, va încerca prin orice metodă să obții o nouă majoritate. Eu o să fiu sluga poporului și toate tentativele de a lui Dodon aș face de cap o să fie pus la punct, așa cum a fost pus la punct la Fălești și așa cum a fost pus la punct azi de tot cetățenii, de majoritate. Dacă totuși se reușește să fie creată o majoritate în Parlament? Asta o să fie, știți cum, o nuntă pe o noapte două maximum. Eu după asta îți vin cu cumătria mea și cu nunta lor pe o noapte două să rămâne. Deci, doamna Maia Sandu se ocupe cu corect, cu politica externă, să nu divizeze societatea. De restul, vă asigur eu că o să ne clarișcăm. Domnule Usatăi, cum caracterizați în câteva cuvinte scrutinul de astăzi? Deci a fost faceți o comparație cu turul întâi. Foarte multe încălcări. Astăzi noi am transmis juriștilor din Partidul PAS sute de încălcări. Am trimis video, poze, cum s-achitau voturile la diferite secții de vot. Deci a fost un scrutin foarte murdar, a fost un scrutin bazat pe fake news. Apropo, ăștia lui Dodon care m-au criticat toți ani, știți ce au făcut în Bălți, Fălești și Nord toate zilele astea? Au scos video-ul unui, eu l-am sunut pe Dodon în 2016 și mergeau cu tablete și telefoane din gază în casă. Nu, uitați-vă, Usate s-au răzgândit, el de-am nu-i contra cu locul, el e cu noi. Și le dădea un filmuleț de 30 de secunde care oamenii să-l vadă. Ei au structuri mai mari. Deci problema partidului PAS că n-au structuri bine organizate în toată țara și ăștia lui Dodon, dacă au avut milioane de euro, au fost achitate mii de voluntari, de oameni care au dus ziare sau au participat la această propagandă și dumneai nu i-au ajuns resurse să-l aducă la toți cetățenii mesajul care l-am avut eu. Sunt informații, precum că mâine ar urma să fie organizate manifestații în masă. Ce știți despre asta și ce părere aveți? Deci, știu că sunt deja adunați peste 500 de interlopi în sudul și nordul țării, care ultimele întrevederi le-au avut acum câteva ore în urmă. Ei așteptau, Dodon le-a dat mesaj acum ultimele zile de mobilizare, au implicat mai multe interlopi care stau și în penitenciare, care au transmis mesaje celor care sunt în libertate, ca să meargă să-l susții pe Dodon la marșul victoriei. Mie mi-e îngrijă că să nu-ți primească, cum în dimineață Dodon este disperat, el a pierdut nu doar în fața cetățenilor, dar a pierdut și în partea partenerilor din Federația Rusă și să nu s-a pus și Dodon din nebunie, deoarece el este disperat, este șocat și omul când e disperat și e pierdut poate să facă multe prostii. Dumneavoastră spuneați că vă temeți în cazul în care câștigă Igor Dodon, urmează o răfuială personală. Ce înseamnă că mă tem în cazul dacă câștigă? Dodon, noi am votat contra cu locul, dar n-am spus eu că dacă Dodon câștigă, am grijă. Eu n-am grijă, eu n-am frică, nu pot să am frică. De Dodon poate, n-are cum cineva în general să aibă frică. Da, el are ok, nu ați spus că vă este frică, dar ați spus că urmează o răfuială, că vă așteaptă ani de pușcărie. Cu mine s-a negociat după turul întâi, că dacă nu o să-l susțin pe Dodon și nu o să stopesc critica contra lui, după anul nou în Federația Rusă o să fiu condamnat la 15 ani de închisoare în absența mea. Poate mă condamne și pe viață, eu nu voi trăda cetățenii din Republica Moldova că cineva îl doare sub țoară în Kremlin, ori prin FSB, ori nu știu unde. Aici puteți fi sigur, eu ne-am demonstrat că eu poziția nu mi-o schimb. Pentru faptul că l-am sunut în 2016, mi-am cerut scuză în față la o țară întreagă, eu dacă greșesc, recunosc, dar aici trebuia să o scoatem. Eu nu pot pune, să compar problemele mele personale, să le schimb pe cele naționale. Astăzi Republica Moldova trebuia să scape de Dodon și o scăpat.